cuvânt de slavă, floare din etern mănunchi, bătălie înfiorată câștigată în genunchi, ceas de rugă fără seamăn și dezbatere încordată, freamăt ce umplea de spaimă toată bolta înstelată, veșnicia omenirii pusă toată pe un cântar, pe un taler condamnarea, iar pe celălalt un pahar. Un pahar stătea în față și Iisus privea îngrozit. Tot veninul omenirii trebuia acum sorbit. Tot noianul de o din străvechile cetăți, ce așteptau în negru clocot ceasul aspre judecăți, tot desfrâul din Sodoma, toată cloaca din Pompei, uriciunea lui Mamona și a mulțimilor de zei, toată zgura sângerândă din cuptorul lui Moloch, toată ura unui Haman și a unui Antioch, toate petele de sânge de pe vârtul roman, de pe mâinile lui Nero și a lui Dioclețian, toate cheagurile negre de pe din vreun ungher a negoțului de carne, de onoare și de cer, tot ce a strâns și ce va strânge vechiul șarpe ca trofeu de la sângele lui Abel până la păcatul meu. Vai, ce clocot de urgie! Ce mocirlă fără fund! Tată! strigă noapte fiul. Tată! Voi le răspund. Ție toate scuputință. N-ai măsură, n-ai hotar. Tată veșnic, depărtează de la mine acest pahar. Dar în celălalt taler, iată, plin de sânge pe o oblâng, Cavalerii morți mână mii de duhuri în adânc, Subt de secolii căinței trece încovoiat Adam, Noie, tresărind de râsul și al lui Ham, David, în zadar ștergându-și pata de pe brațul drept, Și în fund de idol trece Solomon cel înțelept, Trec martiri, profeți și preoți, toți cu sufletul pătat, Căci pe lumea aceasta nimeni n-a trăit fără păcat, dar să moară în gheenă, Iacov, David, Daniel! Și acum, iată-i, față în față, o năpârcă și un miel. Cerul întreg privește lupta, cineva că de răpus. Și broboane ca de sânge curg pe fața lui Iisus. Sfinte Tată, strigă Fiul, calea e nespus de grea. Totuși, facă-se, stăpâne, gândul tău, nu voia mea o sana, răsună cerul, cântă îngeri în văzduh, se încunună în biruință lupta lui Isus în duh. Pot să vină acum ostașii, iată-i, victima șaleg. dar Isus de acum e gata de a sorbi paharul întreg. Și pe creștetul Golgotei, sus între pământ și cer, vor da cea din urmă luptă mielul blând și lucifer. Iar când Iosif va desprinde trupul Sfântului Oștean, nevăzut pe crucea goală, va rămâne în fipt Satan. Amin. Slăvit să fie numele Domnului Isus pentru îndurarea Lui și pentru dragostea Lui desăvârșită, revărsată și arătată pentru noi oameni. E normal, spunea Pavel în Cartea Romani, ca pentru cel care ți-a făcut un bine să-i faci un bine înapoi. Dar cel care te urăște, cel care te înjură, cel care nu poate să te vadă, cât e de normal, cât e de firesc, am spune noi, ca să-i faci un bine. Ori asta Dumnezeu ne-a făcut nouă, de aceea merită toată slava, toată cinstea și toată gloria în veci vecilor. Amin. Amin. Vreau ca să, cu toții cu ochii inimi să încercăm să călătorim în timp, apoi ne vom duce în Ierusalim într-o zi frumoasă, poate însorită o zi cu o atmosferă de sărbătoare și ne vom așeza în fața templului. Și dintr-o dată îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos, un tânăr aproximativ în vârstă de 30-31 pic de ani. Îl vom vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos cu ochii minții și a inimii, care iese însoțit de o gloată. În stânga și în dreapta sunt oameni. Fusese la slujbă în templu fusese acolo împreună cu prietenii, cu ucenicii lui. În stânga, în dreapta, așa cum am spus, sunt oameni, apoi vin ucenicii. Și ucenicii stau mai aproape, fiind mai privilegiați, stau mai aproape de el și îi pun o întrebare. Câțiva din ucenici, patru, Iacov, Petru, Ioan, Andrei, se apropie de Domnul Isus și îl provoacă. Învățătorule, uite ce temple Uite ce pietre în templu și ce zidiri mărețe. Templul acesta nu era mai falnic decât templul lui Solomon. Când s-a pus temelia la al doilea templu, bătrânii care au cunoscut și au văzut slava primului templu al lui Solomon, care a fost, care a fost dărâmat, au început să plângă. Cei tineri, când vedeau bucuria și, și măreția acestui de-al doilea templu, râdeau și se bucurau și se manifestau zgomotos. Bătrânii plângeau. Așa era templul acesta, cu sentimente contradictorii. Ori Cuvântul Domnului ne spune că slava celui de-al doilea templu, era mai mare decât slava primului templu de ce? Pentru că Domnul Iisus, a intrat în acest de-al doilea templu. Și era vorba de slava care emană din Dumnezeu Fiul coborât pe pământ printre noi. Domnul Dumnezeu a ieșit, Domnul Iisus Hristos a ieșit din templu și la întrebarea și la provocarea ucenicilor le spune, vedeți voi toate aceste zidiri, vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Atunci ucenicii foarte contrariați mă gândesc foarte frapați de ceea ce au auzit, spune Scriptura că l-au întrebat, spune-ne versetul 4 din uh, Marcu 13, când se vor întâmpla aceste lucruri, care va fi semnul, când o să trăim lucrurile acestea. Și Domnul Iisus nu le spune de îndată când. Nu le spune o dată exactă. Și niciodată Domnul Iisus ne-a spus o dată exactă. Și nici nouă nu ne-a spus Domnul Iisus o dată exactă. Când va veni el. Dar nici măcar dărâmarea Ierusalimului nu le-a spus concret. În schimb, le-a dat niște uh, semne și spune cuvântul Domnului Isus: băgați de seamă. Băgați de seamă. Aceasta este ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi. Și aceasta trebuia să îi preocupe pe ucenicii Domnului Isus Hristos. Când se vor întâmpla? Ce va fi în viitor? Ce vom face? Băgați de seamă, spunea Domnul Isus. Să nu vă păcălească cineva, să nu vă înșele cineva, să nu vă fure cineva, spunea mai departe Pavel, cu filozofiile acestea goale și lumești. Băgați de seamă, când veți auzi și apoi Domnul Iisus le vorbește din prezent, îi mută în viitor. Când veți auzi de războaie, de răscoale, să nu vă înspăimântați, îi mută într-un viitor îndepărtat, de la versetul 3, 5 până la 13. Apoi, îi aduce înapoi cu versetul 14, îi aduce înapoi într-un viitor apropiat, când veți vedea urăciunea pustirii, Stând acolo unde nu se cade, făcea referire la ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Antioch Epifanu și care se va reitera, care se va întâmpla în timpul domniei lui Anticrist. Din nou în, în viitorul îndepărtat. Apoi iarăi aduce într-un viitor nu foarte îndepărtat și le vorbește despre, de la Smokin, versetul 28, despre un smokin un simbol al statului Israel împreună cu vița, cu măslinul și smochinul. Aceste trei plante, dacă vreți, au fost simboluri ale statului, ale evreilor. Și în versetul 28 le vorbește de la smochin învățați pilda lui. Luați învățătură. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Smokinul a înfrunzit, din punct de vedere simbolic, în anul 1948. Ori cuvântul Domnului vinea și spunea mai departe, adevărat vesetul 30, vă spun că nu va trece neamul. Care neam? Neamul acela care a fost prezent când smokinul a înfrunzit, din 1948. Nu va trece neamul acela de oameni, au trecut 72 de ani. Nu știm când, Dumnezeu nu ne-a spus clar când va veni fiul omului, când va veni Dumnezeu pe nori de slavă, pe norii cerului, când va veni ca să-și ia, să ia acasă biserica. Dar ce știu este că timpul este foarte, foarte, foarte aproape. Am rămas frapat când cineva m-a întrebat de ce tot spunem, de ce tot vorbim, că de zeci de ani, de zeci de ani oamenii vorbesc că Dumnezeu trebuie ca să vină. Iisus Hristos se va întoarce. De ce spunem? Chiar cred? Vreau să vă spun astăzi, în dimineața aceasta, din toată inima și cu toată sinceritatea, chiar cred. Chiar cred că Domnul Isus este foarte aproape. Chiar cred că Domnul Isus este gata ca să vină să-și ia mireasa. Chiar cred că Domnul Isus Hristos este la finalul istoriei. Dumnezeu trasează finalul. El îl știe, nici Fiul nu-L cunoaște. Dumnezeu îl știe și l-a trasat. Și cred că Domnul Isus este foarte, foarte aproape. Cerul și pământul, spunea Domnul, vor trece, dar cuvintele mele, promisiunile mele, ceea ce am vestit, ceea ce am vorbit, acestea nu vor trece, cât despre ziua aceea. Ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici slujitori, nici arhanghelii, nu știu nici căpetenile oștirii, nici cei din armata lui Dumnezeu, nu știe nici fiul. Și se făcea aici referire, fac o paranteză, la imaginea unei căsătorii în, în poporul Israel, se ducea mirele, se logodea, mai era plecat după aia la casa Tatălui și era o perioadă de regulă de un an, dar nu neapărat putea să fie un, putea să fie și mai mult sau mai puțin, dar era o perioadă ca să fie ca un test pentru cei doi, dacă cu adevărat să iubesc, cu adevărat sunt credincioși unul altuia, era ca un test lucrul acesta. Și în timpul acesta se pregătea odaia Mirelui, se pregătea casa în momentul acela Mirele nu avea decizia lui în poporul Israel, nu nu deci, decidea el când să-și ia Mireasa, că dacă era după el ar fi vrut, poate ca a doua zi poate ar fi vrut să, perioada de logodnă să fie foarte, foarte scurtă pentru că o iubea pe, pe cea care urma să-i fie soție dar Tatăl era cel care decidea, Tatăl Mirelui când e momentul ca să mergem să luăm mireasa acasă. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește imaginea aceasta și spune despre ceasul acela al încununării cu biserica, nu știe nimeni și nici măcar eu, nici măcar fiul nu știe și nu, nu, nu vrea ca să știe, de regulă mirele nu trebuia și nu vroia ca să știe, ca să fie un moment solemn când tatăl va dicta când să-și ia mireasa acasă. Și acum revenim la textul pe care fratele Andrei l-a citit în dimineața aceasta. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți vremea, nu știți când va veni vremea aceea. Ar vrea să vă vorbesc despre veghere, despre la ce să veghem. Găsim aici în textul acesta patru imperative. Primele trei sunt în versetul 33 al patrulea se găsește scris în versetul 36. Patru imperative. Patru lucruri pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, le-a lăsat ucenicilor atunci și ne le lasă nouă astăzi, în dimineața aceasta. Patru lucruri sau, cum ar spune cei de aici, to-do list. O listă cu lucruri care trebuie făcute, nu care sunt opționale, nu care sunt. Poate dacă vrei, dacă ți se pare, dacă te potrivești cu cerința aceasta, fă lucrul acesta. Dacă nu, faci ce vrei, nu. Lucrurile acestea sunt imperative. lucru care trebuie obligatoriu făcute, spunea versetul 33. În lumina cele ce am spus până acum, în lumina așteptării, expectativei venirii Domnului Isus Hristos, luați seama, spunea Domnul. În primul rând, luați seama, în al doilea rând, vegeați, în al treilea rând, rugați-vă, în al patrulea rând, versetul 36, temeți-vă. Acestea sunt cele patru lucruri pe care trebuie să le facem. Haideți să ne uităm la trei din ele, sumar, ca și aș vrea ca să discut despre veghere. La ce trebuie să veghem? Spune Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, luați seama, aceasta este o stare de conștientizare. Este o stare de atenție sporită. În momentul în care iei seama, dai deoparte alte lucruri, dai deoparte alte gânduri, dai deoparte poate ce ai făcut ieri, ce ai vorbit cu cineva și dintr-o dată mintea ta este trează și ești atent, într-o stare de permanent, de conștientizare și de atenție sporită. Asta înseamnă să iei seama. În al doilea rând, vegherea. Vegherea este o stare de nesom. Dicționarul explicativ al limbii române ne vorbește, vegherea este o atenție, o băgare de seamă, o circunspec, circunspecție, circumspecție, o grijă, o luare aminte, o stare de nesom, o stare de precauție, prevedere, prudență, trezire, veche. Dar, ar vrea să subliniez de obicei în timpul orelor consacrate pentru somn. Asta e vegherea. Nu în timpul zilei. Nu poți să spui că veghezi în timpul zilei când nici măcar n-ai somn, când oricum te sculai și ceasul biologic este dat ca să te scoli și să-ți vezi de treabă. Aia nu-i veghere. Aia este o stare de trezire. Vegherea este când în mod normal ar trebui să dormi și te străduiești ca să stai treaz. Aceasta este vegherea. Ne vorbește cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 17. Cei ce dorm, dom, dorm noaptea. Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Noaptea aproape a trecut, spunea Pavel. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, de faptele rușinii, de, de lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu armele Luminii. Că este noapte, este noapte în lumea aceasta. Și aproape, spunea Pavel, a trecut. Cei ce dorm, dorm noaptea, dar noi, fii ai zilei, fii ai luminii, să veghem și să fim dreși. Vegherea, așa cum am spus, presupune o stare de nesom în timpul orelor consacrate pentru somn. Dacă fizic nu poți face multă vreme lucrul acesta, pentru că la un moment dat trupul nostru va claca și poate unii vor intra chiar în neființă prin starea îndelungată de nesom. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne cheamă să nu dormim, să nu dormim ca ceilalți, să nu stăm într-o stare de ațipire, că au venit la un moment dat mirele. Ne spune Scriptura, Cuvântul Domnului, că cele ce erau gata din acele fecioare care ar fi trebuit să-L aștepte, au intrat cu El și celelalte, neavând ulei, n-au intrat și au plâns cu amar la poartă. Rugați-vă! Rugăciunea este o stare, dacă vreți, așa ca o, ca o imagine, ca o definiție, o stare de acceptare a unei nevoi în care te afli. Asta e rugăciunea. Vorbind, cere ajutor cuiva. În primul rând, cere un ajutor pentru că îți mai trebuie ca cineva să te ajute. Nu neapărat cineva mai puternic decât tine. Poate și un copil. Pui un raft undeva, ai nevoie sau o draperie ca un copil să țină de cealaltă parte. Și chemi un copil că ai nevoie. Asta este o stare a nevoii tale. În al doilea rând, a doua ramificație, este o conștientizare că ai nevoie de unul mai mare ca tine. Cer uh, să ți se facă dreptate și dreptatea. Ai fost nedreptățit și te duci poate cu o amendă care consideri tu că a fost abuzivă și te duci la judecătorie. Ce înseamnă atunci că recunoști că cineva acolo este mai mare decât tine, mai mare decât agentul constatator și acel cineva este judecătorul care poate să mențină sau poate să anuleze sau poate să o mărească amenda aceea. Rugăciunea este o stare, o conștientizare că ai nevoie de cineva și noi toți avem nevoie de Dumnezeu. Mândria nu are de face cu rugăciune. Un om mândru nu se roagă. Un om mândru crede că poate să o facă el. Un om mândru crede că orice are nevoie, el le poate realiza, le poate împlini în viața lui. Spunea Psalmul 20, în, spunea David acolo, unii se bizuie pe carele lor. Puterea militară, alții pe cailor, pe relații, pe ceea ce poate să facă banul pe care îl ai. Unii se, se bizuie pe prietenilor, dar noi, spunea David, ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. De ce? Că ai nevoie de cineva mai mare. Aceasta este rugăciunea. Rugați-vă în starea aceasta de noapte, în starea aceasta de păcat, care cuprinde de la o zi la alta tot poporul, care cuprinde de la o zi la alta toate națiunile, care șterge de la o zi la alta orice urma a moralității între noi. În starea aceasta ești chemat, sunt chemat ca să veghezi, ești chemat ca să iei seama, ești chemat ca să te rogi. Și versetul 36 spunea, temeți-vă. Tot lucrul acesta ar trebui ca să-l avem în viața noastră, temeți-vă. Păi de ce să ne temem? Ne-a chemat Dumnezeu la frică? Noi citeam că El nu ne-a dat un duh de frică, nu ne-a dat un duh ca să avem frică, ci ne-a dat un duh de înfiere. Cum să ne înfricăm? Ori cuvântul Domnului spune, nu, temeți-vă că sensul aici este altul, este o stare de de grijă, nu de îngrijorare, dar o stare de grijă să, ca nu cumva să păcătuiesc, ca nu cumva să îl întristez pe Dumnezeu, o stare de expectativă și frică să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Te îndeamnă la o responsabilitate accentuată. Temeți-vă ca nu cumva, spunea cuvântul ziua aceea, venind fără veste, să vă găsească dormind. Iată motivul pentru care Dumnezeu ne spune lucrul acesta și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor atunci, ne spune nouă, vegheați dar. De ce aceste patru lucruri trebuie să le facem? Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Stăpânul casei este Dumnezeu. Se folosește aici o imagine a unui om care a plecat într-o altă țară. Domnul Iisus a venit, a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul Iisus a venit și și-a arătat dragostea pentru noi și apoi a plecat. În momentul în care a plecat, ucenicii erau necăjiți, erau uh, supărați, erau poate îngrijorați de ceea ce va urma și Domnul Iisus vine și le spune, pentru că v-am spus că voi pleca, întristarea v-a cuprins inima. Dar vă spun un lucru, este de folos, sunteți mai avantajați, cu alte cuvinte, ca eu să mă duc, pentru că dacă eu nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă eu mă duc, vi-l voi trimite. Și când Domnul Iisus a spus că se duce, se duce și să pregătească un loc. Și când toate se vor pregăti și se vor termina, se va întoarce și ne va lua cu sine. Stăpânul se va întoarce. Problema că eu nu știu când. Problema dumitale este că nu știi când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, iată, patru Posibilități când vine domnul Isus, seara, la miezul nopții sau la cântarea cocoșilor. Aceasta, ca o paranteză, un grup de cercetători japonezi în 2013 au făcut ceva cercetări pe comportamentul cocoșilor și au fost puși diferiți cocoși în. Camere diferite, fără lumină, și și-au dat seama că aproximativ la aceeași oră, indiferent dacă era soare, dacă era lumină, dacă era întuneric, ei cântau la aceeași oră. Și și-au dat seama că au uh, biologic un ceas biologic uh, care îi face să să cânte, să scoate zgomotele acelea aproape de venirea zorilor. Dar nu au venit încă dimineața, ci aproape când se apropie să soarele să răsară, atunci cântă cocoșul. Sau a patra variantă, sau dimineața, Domnul Iisus Hristos poate să vină în oricare timp. Și pentru că eu nu știu, și pentru că Dumnezeu nu știe, și pentru că nimeni nu știe, indiferent câte calcule am face, cu exactitate putem avea poate niște semne, putem să ne gândim cam atunci, cam atunci, a înflorit smochinul, a înfrunzit uh, uh, smochinul, și vedem că toate împrejurul nostru, tehnologia și toate avansează și așa mai departe. Asta sunt doar semne. Războaie, vești de războaie, iarăși sunt semne. Guverne care se ridică, care cad jos și uh, se întrevede la orizont nevoia unui guvern mondial. Toate acestea sunt semne, dar cu, cu exactitate. Venirea Domnului Isus Hristos nu o știe nimeni dintre noi. Vegheați, luați seama, rugați-vă și stați și temeți-vă ca nu cumva să vă găsească Domnul Isus Hristos dormind. Ce vă zic vouă, spunea Domnul, vă zic tuturor, vegheați. Și acum se naște întrebarea, la ce să veghem? La ce? Cam înțeles, veghem, ne rugăm, luăm seama, suntem atenți citim în stânga, în dreapta, ne îmbărbătăm unii pe alții, dar totuși, la ce să veghem? Haideți să ne uităm foarte pe scurt la câteva situații în care Dumnezeu ne cheamă ca să veghem. Și Filipeni, capitolul 2, ne spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. La ce să veghem? Hai să veghem la gândurile noastre. Haideți să veghem la ceea ce gândim în viața și în sufletul nostru. Să aveți în voi, spunea Pavel Filipenilor, gândul acesta care era în Hristos Isus. Care gând? Uite, ne spune versetul 6. Măcar că era de potrivă cu Dumnezeu și era în aceeași stare și slavă de împreună cu Dumnezeu, era fiul iubit, prea iubit al lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, așa simplu să fie de potrivă. Ci versetul 7 spune, s-a dezbrăcat pe el, pe sine însuși, n-a fost dezbrăcat de slava lui, n-a fost dezbrăcat de Dumnezeu, ci el singur de bunăvoie, mi-a străpun urechile, spunea el în psalm, o profeție cu privire la Domnul Iisus, mi-a străpun urechile și robul care vrea ca să stea de bunăvoie în robie, când era anul de veselie și urma să fie eliberat, robul acela, dacă era cât de unul care spune, eu nu vreau să mă duc, n-am unde să mă duc, îl iubesc pe stăpânul meu, atunci stăpânul să-l apropie de ușor ușii și cu un obiect ascuțit să-i străpungă, să-i facă o gaură în ureche și robul acela va fi pe vecie robul lui. Aceasta a făcut Domnul Isus Hristos cu noi, s-a dezbrăcat, n-a fost dezbrăcat, dar el singur, pe el însuși, a luat un chip de rob. I-a fost, mă scuzați, i-au fost străpunse urechile. A luat un chip de rog, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Acesta era gândul Domnului Iisus Hristos. Gândul smereniei. Vigheați, în primul rând, la gândire. Iisus Hristos s-a smerit și să avem și noi, ne cheamă Dumnezeu, gândul acesta. În al doilea rând, Ioan capitolul 13 cu versetul 2, ne vorbește un exemplu negativ de data aceasta, cuvântul Domnului despre un om care avea un gând necurat în, în viața lui. Omul acesta este ucenicul Iuda. Iuda, care a fost ales de Domnul Isus, Iuda care ținea punga, Iuda care l-a văzut pe Domnul Isus făcând minuni, Iuda care l-a văzut pe Domnul Isus cunoscând inimile oamenilor, mă mir cum de nu s-a speriat Mă mir cum de nu am luat seama la el și la faptele lui murdare, pentru că spune Scriptura că era un hoț și lua el banii care se puneau acolo, Nu avea el grijă de săraci. Lua el ma marea parte a banilor din fondul comun al ucenicilor, de mâncare, de cazare și așa mai departe, pentru ce le trebuiau. Ce spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul uh, 13, nu 11, 13 cu vesetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă pe Domnul Isus. Diavolul i-a pus un gând și suntem chemați în dimineața aceasta ca să vegem la gândurile noastre. Oricând diavolul poate inocula câte un gând, oricând diavolul își poate pune marfa lui în mintea dumitale. Marfa lui în mintea mea. Suntem chemați ca să vegem la gândurile noastre, să le dăm la o parte, să le facem roabe ascultării de Hristos și să stăm aproape de Domnul, să stăm aproape și gândurile noastre să fie ca gândurile lui Dumnezeu. Versetul 27, în același capitol, Ioan 13 ne spune: Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana. Prima dată Satana și-a inoculat gândul în om. Prima dată i-a dat sugestia, prima dată i-a dat un gând care din ce în ce mai mult a fost, l-a copleșit, l-a apăsat. Și pentru că nu s-a luptat cu gândul, de-aia e important să ne luptăm cu gândurile noastre, că nu s a luptat iuda cu gândul lui. Și s-a complăcut în păcat, vine momentul când satana intră el, nu numai un gând, nu un, un alt diavol. Nu poate un, un drăcușor, ci satana în momentul acela a intrat în mintea lui, a intrat în Iuda și când a primit bucățica, a ieșit afară și dus a fost pentru vecie. Doamne, păzește-ne! În al doilea rând, Evrei 12 cu 2. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la cuvântul Domnului care ne vorbește cum putem să luăm seama și să veghem. În al doilea rând, hai să veghem la ochii noștri. Am spus la gândul, acum hai la ochii noștri. Evrei 12 cu 2. Să ne uităm. Cu ce te uiți? Cu ochii, normal. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea și de credinței noastre. Țintă înseamnă că te uiți pe un punct fix. Țintă înseamnă că nu te uiți așa peste mulțime. Țintă înseamnă că te uiți la un punct anume și nu te interesează ce arată vederea periferică. Nu te interesează ce e în stânga, în dreapta, în sus, în jos. Și te uiți țintă. Și ținta noastră a ochilor noștri să veghem este să ne uităm la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Luca 21 cu 28. Să vă uitați când se întâmplă, spunea Domnul Iisus, acele lucruri. Să vă uitați în sus. Acolo trebuie să veghem cu ochii noștri. Să vă uitați la Domnul Iisus în expectativă. În așteptarea Domnului Iisus se vor întâmpla atâtea lucruri rele. Se vor întâmpla războaie, răscoale, foame, de ciumi, strâmtorări, calamități. În momentele acelea, spunea Domnul Isus. Și asta este pentru noi astăzi. Să vă uitați în sus la căpetenia voastră. Să vă uitați în sus că se apropie venirea. Se apropie Domnul nostru Isus Hristos. slăvit să fie în numele Său. În al treilea rând, să veghem la buze. Doamne, ajută-ne că mare importanță. Mare importanță are limba aceasta un mădular mic, ce pădure mare, spune Iacov, aprinde. Ce important este mădularul acesta care întinează tot trupul, aprinde roata vieții, aprinde și să ne ajute Dumnezeu să veghem la buzetit 2 cu versetul 8. Aș vrea ca să citesc cuvântul acesta că e foarte important, spunea Pavel, tânărului său colaborator Titus, Capitolul 2 cu versetul 8, sau hai să citesc de la versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie și acum, versetul 8, de vorbire sănătoasă. Doamne, ajută-ne să ve veghem la buzele noastre, la ceea ce ne iese de pe gură, la ceea ce ne iese de pe buzele noastre. Vorbirea noastră să fie una sănătoasă, să vindece. Domnul Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia și apoi a citit Domnul în, în cetatea lui. M-a uns ca să, să, să vorbesc și să ridic pe cel doborât de întristare. Și apoi ideea aceasta o ia Petru când vorbește în cartea Faptele Apostolilor. Iisus Hristos umbla din loc în loc când le predică El neamurilor. Umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca. Vorba lui aducea alinare, vorba lui aducea vindecare și ne suntem chemați să dăm de dovadă de o vorbire sănătoasă și fără cusuri, fără greșeli. Fără perdea, fără dublu înțeles, fără sens din ăla care este ă, obraznic, poate. Să dăm dovadă de o vorbire sănătoasă. Doamne ajută-ne! Coloseni 4 cu versetul 6. Ne spune Scriptura în felul următor. Vorbirea voastră să fie câteodată, nu? Să fie câteodată când veniți la adunare sau când vă întâlniți cu alți credincioși, pocăiți, neprihăniți, să fie vorbirea voastră așa mai mai atentă, mai religioasă. Trist că de multe ori așa înțeleg unii oameni vorbirea lor. Și când colo, când nu-i nimeni care să-i tragă poate de ureche vorbind în mod simbolic, când nimeni care să le treagă atenția, vorbesc câte vrute și nevrute. Vorbesc lucruri păcătoase, vorbesc lucruri slabe, vorbesc lucruri care n-ar trebui vorbite, lucruri care n-ar trebui auzite. Și spune Scriptura, totdeauna vorbirea voastră să fie cu har și dreasă cu sare. Doamne, ajută-ne! 1 Petru capitolul 4, versetul 11. În domeniul slujirii, dacă vorbește, spunea Petru, cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Așa de mulți oameni care se află în treabă. Așa de mulți oameni care vor să facă o slujbă. Nu la noi în biserică. Mă uit și citesc comentarii. Pe YouTube, când este pus câte un video de la biserică, Așa de mulți oameni care se află în treabă și spun și ei într-un mod anonim, nu neapărat nominal, sau anonim, chiar dacă îi știu cum îl cheamă, dar nu știe nimeni cine e persoana aceea, vorbesc lucruri care doar ca să se află și să spună și ei că au ceva de spus. Or, cuvântul Domnului vine și spune, dacă vorbește cineva în slujire, în predicare, în cântare, într-o poezie, într-un îndemn, într-o îndemnare la rugăciune, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu care aduc har, cuvintele lui Dumnezeu care aduc putere și aduc eliberare pentru cel care le ascultă. Doamne, ajută-ne! În al patrulea rând, în ce să vegem? Ne cheamă Dumnezeu, așa cum am spus, la buze, la gândire, la ochii noștri. Hai să vegem și la urechile noastre. Sunteți de acord? Doamne, ajută-ne! Să vegem la urechile noastre. Ce dorești să auzi? Cuvinte setoase de sânge? Cuvinte de răzbunare? Vreo bârfă? Poate ceva nou? Poate ceva ce s-a întâmplat și tu de abia aștepți ca să asculti și tu să-ți aduci starea up-to-date? Ce dorești ca să auzi? Haide să vegem la urechile noastre. Vine unul cu un lucru slab, un lucru. Să-l dai deoparte. Să-L dau deoparte, pentru că doresc să-L aud pe Dumnezeu, să vegem la urechile noastre. Matei capitolul 13, cu versetul, și lucrul ăsta chiar vreau să-L citesc, cu versetul 17, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus vorbea ucenicilor și 13 cu 7, 17, adevărat vă spun, Face Domnul Iisus o trimitere la vremea din spate din urmă, că mulți proroci și oameni neprihăniți, oameni fără prihană, înaintea lui Dumnezeu, și-au dorit să audă. Urechea lor era setată ca să audă ce? Lucrurile pe care, partea a doua versetului, le auziți voi. Ce lucrurile pe care le-au văzut, le văzut voi? Să-l vadă pe Domnul Isus între ei. Și au dorit. Ei cercetau din loc în loc și au făcut din cercetarea aceasta punctul lor culminant. Cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul Sfânt care era în ei și îi conducea. Când va veni sămânța? Când va veni unsul Mesia? Cercetau oamenii nebrioniți, dar nu li s-a dat. Ori, ce doreau ei? Să audă lucrurile pe care le auziți voi, să audă lucrurile Domnului Iisus, predica Domnului Iisus, predici, cântări, rugăciuni, asta doresc oamenii nepreveniți, Doamne, ajută-ne să vă ghem la urechile noastre, să vreau să-L ascult pe Dumnezeu, să vreau să-L ascult cuvântul, cu, să ascult cuvântul lui Dumnezeu, să vreau să ascult ce are El să-mi spună, să stau la rugăciune și să ascult în inima mea ce vorbește Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să veghem la urechile noastre. În cuvântul domnului ne mai spune în al cincilea rând haideți să veghem la umbletul nostru la picioarele noastre. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Roman 10 cu versetul 15. Veghere în umblare. Cum ne spune scriptura? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși, după cum este scris. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea. Ale celor ce vestesc Evanghelia. Ce frumoase sunt picioarele acestea, celui care vechează la umbletul lui, omul care duce o sfat, omul care duce o vorbă bună, o vorbă de încurajare, ce frumos este el! Poate pe din afară este trecut, poate nu... Uh, este la standardele lumești, dar în interior este o frumusețe. Și spune Scriptura, vorbind în lui picioarele lui, umbletul lui, este foarte, foarte frumos pentru că vestește pacea. Doamne, ajută-ne ca să umblăm cu băgare de seamă. Ne spune Scriptura, versetul Efeseni 6 cu versetul 15, ca să stăm în așteptarea Domnului nostru Isus Hristos, având picioarele încălțate cu râvnă având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, să vegem la umbletele noastre, să fim râvnitori și Dumnezeu să găsească plăcere în ceea ce noi facem. Apoi cuvântul Domnului ne vorbește în Proverbe, capitolul 6, despre un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. Urăște el mai multe, dar dintre ele, un Proverbe 6 cu 18, Șase lucruri, 16 de fapt. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Ochi, trufa, limba mincinoasă, mâinile varsă sânge nevinovat, inima care urzește planul nelegiuite și acum picioarele care aleargă repede la rău. Picioarele care aleargă repede. Este cât un om care de bea așteaptă să audă o veste. De așteaptă să audă că a fost el răzbunat. Să audă că dușmanul lui, în sfârșit, l-a plesnit Dumnezeu și îi va șamar de el. A avut un accident, are o, o, o situație uh, greșită, are, are ceva în viața lui. Pune mâna pe tine. Ai auzit? Ai auzit, în sfârșit, Dumnezeu. L-a lovit, știam eu. A făcut el ceva. Urăște Dumnezeu. Urăște Dumnezeu lucrurile acestea. Picioarele, simbolic vorbim, bineînțeles, care aleargă repede la rău dorința de a face rău, Dumnezeu urăște. Doamne, păzește-ne ca să stăm biruitori, să stăm veiatori la umbletele noastre. În al șaselea rând și apoi mă apropii de încheiere. Cuvântul Domnului spune că trebuie să fim veiatori la mâinile noastre. Doamne, ajută-ne. Psalmul 26 cu versetul 6 spunea David, îmi spăl mâinile în nevinovăție. Ceea ce fac eu, nu umbletele neapărat, cât acțiunile mele, Ceea ce fac eu, spunea David, eu mi le spăl în nevinovăție. Cu alte cuvinte, dacă mă vei cerceta, așa cum l-au cercetat oamenii pe Daniel de aproape, să găsească vreun lucru cât de mic, cât de mic ca să-l pârească. N-au putut să găsească. De ce? Daniel și-a spălat mâinile în nevinovăție. Slăvit să fie Domnul! Asta suntem chemați și noi, să ne spălăm mâinile în nevinovăție, să avem grijă. Să avem grijă ceea ce facem. Să avem grijă pe unde mergem, dar să avem grijă și ce facem acolo unde mergem. Doamne, ajută-ne! Salmul 119 cu 48 îmi Întind mâinile, spunea David, spre poruncile tale, Doamne. Îmi întind mâinile, pentru că mi le-am spălat în nevinovăție, am posibilitatea imediat după aceea să mi le întind înspre poruncile tale. Doamne, ajută-ne să vegem. Și ultimul lucru pe care ar vrea ca să-l aduc în fața dumneavoastră, și asta e cel mai important, hai să vegem la inima noastră. Nu numai ochi, nu numai picioare, mâini, umblete, urechi, uh, hai să vegem la inima noastră. Cuvântul Domnului vine și ne vorbește în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, că dragostea, lui Timotei 1,5 cu Dragostea vine dintr-o inimă curată, spunea Pavel lui Timotei. Dintr-un cugec bun și dintr-o credință neprefăcută. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Hai să vegem, să avem inima curată, să iubim ce Dumnezeu iubește. Să urâm ce Dumnezeu urăște. Că urăște păcatul, urăște lucrurile cele pe care le-am citit din proverbe. Dumnezeu urăște și noi suntem datori să urăm ce urăște El dar să iubim ce vrea Dumnezeu. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Filipeni 4 cu versetul 7, Cuvântul Domnului ne vine și ne spune că pacea lui Dumnezeu păzește inima. Filipeni 4 cu și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, spune Pavel, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus Domne ajută-ne să ne păzim și noi, îți mulțumim că ne păzești, îți mulțumim că pacea ta care coboară peste noi ne păzește inima, dar hai să ne păzim și noi. Hai să-i dăm voie Duhului Sfânt să ne păzească inima cu pacea lui Dumnezeu. Evrei, de fapt, Coloseni 3 cu 15, doar întoarcem pacea, ne spune Scriptura pacea lui Hristos de data aceasta, la care ați fost chemați ca să-L cătuiți un singur trup, să stăpânească unde? În inimă, nu numai în adunare. Nu numai în familie, e bun, ai bun și dea Domnul să stăpânească în adunare și în familie fiecare dintre noi, dar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, spunea cuvântul, și fiți recunoscători. Evrei, capitolul 13, cu versetul 9. Inima, ne spune Scriptura, trebuie să fie întărită prin har. Evrei, 13, cu 9. Cuvântul Domnului vine și ne vorbește să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită, să, fie, să fiți vechiatori la inima voastră, să vă păziți inima ca să fie întărită prin har, nu prin mâncări, nu prin ritualuri culinare, nu prin ceea ce uh, poate să facă cineva. Aia spune Pavel în altă parte, în. Uh, Cuvântul Domnului, cred că Coloseni 2 cu 23, ne spune Pavel, nu au slujit la nimic. Au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune omenească. Dacă s-au axat oamenii pe a ține tot felul de mâncări, a ține regimuri, au o înțelepciune omenească, dar pentru firea pământească nu sunt de niciun preț împotriva gădilării firii pământești. Nu valorează nici doi bani. Doamne, ajută-ne ca să ne păzim inima prin har, să ne apropiem de Domnul. Și acum, la final, ceea ce a spus Domnul Iisus ucenicilor, spun și eu, și mie, și dumneavoastră, și familiei mele, ce zic tuturor, zic vegheați. Ce vă zic, vă zic tuturor, vegheați. Dumnezeu să ne ajute să veghem în toate lucrurile acestea. Amin.